Da. Trona ne va povesti un pic despre Deep Learning. Deep Learning. Da. Mă numesc Savorogan și sunt junior partner developer la Philip Miller Cropper și încă sunt student la Universitatea Babeș-Bolyai și de aceea prezint un pic despre Deep Learning, cu care mă ocup și la licență. Deep Learning este o ramură a Machine Learning, să facem ca avatarele să învețe singure din date și este o ramură care în ultimii 5 ani a explodat și a avut, în unele cazuri, a îmbunătățit ce se putea până acum cu peste 20%. Sunt două tipuri principale de învățare automată pe care se leagă Deep Learning. Una este învățarea automată supervizată, care avem un set de date, de câteva milioane de imagini și anotăm fiecare imagine cu ce conține acea imagine. Fețe, mașini, copaci, whatever. Avem aceste date. Și algoritmul de învățare învață să facă asocierea între o imagine și ce conține ea. Și după aia putem să prezicem, dându-o altă imagine pe care n-am văzut-o, ok, imaginea aceasta conține hibiscus rosa sau orice altceva conține. Altă categorie de învățare automată este cea nesupervizată. Aici avem numai date. Fără să știm nimica, să avem anotare, fără să știm ceva mai concret despre ele, date cum ar veni blogurile de vânzare de la un site de e-commerce, știm ce-au cumpărat toți clienții, dar nu știm detalii prea mult despre clienți, ce tip de oameni sunt sau altceva. Învățarea automată nesupervizată ne spune despre proprietățile datelor noastre, cum se poate împărți în datele noastre, cum se pot împărți pe grupuri. De exemplu, ne poate zice că, ok, din cumpărătorii tăi se pot împărți pe 3 grupuri, un grup care probabil are o vârstă mai tânără și care este interesată de chestii electronice, alt grup mai în vârstă, care probabil este interesat de medicamente sau alte chestii. Deci, acestea sunt două învățări, abordări diferite sunt. O altă chestie importantă de care le distinge, pentru că pentru învățarea supervizată avem nevoie de acele label-uri, de anotări, care sunt destul de costisitoare de obținut. Un om trebuie să stea, să se uite la fiecare poză, să se uite la analizeze orice fiecare text și să zic că ăsta este un text cu sentiment pozitiv. La învățarea automată nesupervizată nu are nevoie la ceva. Dacă pe Facebook sunt încărcate în fiecare zi 35 de milioane de poze, toate pot intra direct în algoritmul acela de învățare automată nesupervizată și acesta învață. Deep Learning se bazează pe rețele neuronale și combină cele două metode dinainte. Rețelele neuronale au fost descoperite de foarte mult timp, sunt printre primii algoritmi care au fost folosiți și au avut tot felul de urcușuri și coborâșuri. S-au descoperit îmbunătățiri, după aia se descopere că, oh wait, nu funcționează chiar așa de bine, sunt încete, nu pot să învețe anumite chestii, anumite categorii de probleme și tot așa. La început erau algoritmi supervizați, deci aveam nevoie de label-uri pentru date. Se învățau cu ajutorul algoritmului de backpropagation, care semna că încercam, inițializam aleator rețeaua și vedeam ce iese, ce zice despre un anumit input, despre o anumită imagine, ce conține. Și după aia vedeam că corespunde la ce trebuie, la ce chiar conține imaginea sau nu. Și apoi această eroare era transmisă înapoi rețelei și care așa învăța. O schimbare a apărut în 2006, când Geoff Hinton a prezentat un alt algoritm care putea folosi date neanotate. Se făcea pe mai multe straturi și strat cu strat. Se mai învăța toată rețeaua dintr-una și se luau câte două straturi pe rând și acestea erau antrenate cu imagini brute, fără să se fie zis să fie anotate cu label-urile lor. Avantajul acesta era că atunci se putea folosi milioanele de imagini care sunt pe internet, pe care nu știm exact, pe care nimeni nu le-a anotat și învață mult mai repede, învață mai eficient. O să te întreb ceva. Da. O să definești un strat. Un strat, basically, acolo între două... Asta e un strat. Dar ce înseamnă? Mai mulți neuroni. Deci, algoritmii ăștia sunt inspirați de creier și funcționează cu neuroni artificiali, cum ar veni, care sunt dispuși pe un strat
E un set de neuroni care, practic, procesează informațiile tale care vin în același fel. Iau un anumit procent, care toți de pe un anumit nivel procesează cu același procent. Următorul nivel știi să procesezi cu alt procent. Cu alt procent. Cu cât ai mai mult, cu atât învățarea e mai efectivă. E un fel de nivel, tată, fiul, poți, cam așa. Da, o structurare ierarhică a neuronilor. Asta se strat. Fiecare. Și atunci, fiecare strat, prin, învățați în acest mod, prin Geoff Hinton a prezentat inițial Restrictive Boltzmann Machines, învață anumite filtre, anumite trăsături ale imaginilor. De exemplu, primul strat învață filtre de bază, cum ar fi să detecteze colțuri sau margini sau linii în imagine. Nivele următoare învață deja trăsături specifice obiectelor care dorim să detectăm. Ochi, în cazul fețelor, nas și alte chestii, roți de la mașină, ușile, parbrizul și alte chestii. Și abia mai încolo, și tot mai încolo, tot se învață trăsături de tot mai complicate și mai complexe și apoi, doar la sfârșit, obținem predicția pentru ce conține acea imagine. A fost aplicat cu succes până acum în domeniul imaginilor. Aici a fost o Google Plus, acum merge automat cu chestia asta. Încarci toate pozele tale, nu trebuie să te găsești deloc și după aia poți să le cauți imediat cu ce conțin. Și funcționează bine de la monumente până la tot felul de animale sau chiar flori destul de rare, cum ar fi hibiscus rosa. Siri și Google Now, recunoașterea vocii pe care efectuează ele, se bazează tot pe deep learning și aici este posibil doar datorită deep learning pentru că în acest domeniu s-a introdus o progres de o reducere a erorii de 20%. Și în reprezentarea textului s-a dat la un algoritm de deep learning un milion de articole de pe Wikipedia și a învățat că dacă din king scazi man și adaugi woman, îți iese queen. Fără să știe că ce e king, fără să știe ce e man, fără să știe ce e woman sau queen, am învățat aceste relație dintre aceste... Să faci o regimă. După ce scoți Watson de la IBM, care a câștigat Jeopardy acum 2 ani, a bătut un concurent uman, campionul uman la vremea respectivă și acela se bazează pe deep learning. După cum se vede, de aplicații unde cel mai mult succes sunt chestii pe care omul le poate face intuitiv. Și asta este cumva normal pentru că algoritmul acesta se bazează pe creier, cum ai zis, inspirați de creier, aceste straturi care se folosesc în deep learning și toate acestea au inspirație din coloanele corticale, din creier și de aceea în aceste domenii funcționează. În alte domenii care sunt mai artificiale, de exemplu, la ce client să dăm credite la o bancă. Acolo nu funcționează așa bine pentru că nu există așa o structurare ierarhică, intuitivă a datelor. Și de aceea, în aceste domenii, funcționează cel mai bine. Întrebări? Ce altă piață, în afară de trading și cele sociale, crezi că ne-ar fi interesant? Mă numesc și pentru companiile pe lucrare de imagini. Da, și acestea pot fi o altă aplicație care chiar luna asta a fost prezentată. Ceva biologi au folosit asta ca să recunoască sunete de balene. Pentru localizarea lor. Eu am văzut un startup în care era tot cu chestia asta. Practic niște tipi încercau să facă image recognition cu machine learning. Cineva te filmează pe tine și tu începi să scrii ceva. Adică gen, vrei să faci o prezentare și poți să faci mulți chestii pe un ecran. Te recunoștea mâna unde mergea și tu mutai chestiile astea, gen, eu știu acum întrebări. A, în film. Da. Da, începea să se miște. Am și o întrebare. Ce framework-uri există? Există un framework pentru Python care este dezvoltat de Universitatea din Montreal, dacă nu înșel, PyLearn 2, care este cam cel mai la zi în aceste domenii, pentru că cercetătorii de acolo chiar cum publică un articol în care au ceva
îmbunătățiri și fac open source produsul lor și se poate folosi foarte fain. Și acum depinde în ce vrei să-l folosești. Că, spre exemplu, există inclusiv framework-uri de, pentru rețele neuronale în piețele de capital. Există și acum sunt diferite structuri de rețele neuronale, inclusiv care emită mecanica fizică a gazelor, bazată pe așa ceva. Da. Deci funcție de ce vrei. Spre exemplu, pentru Vision există un program, un copil de, nu știu, 17 ani, a dezvoltat o aplicație, îi spune Predator. Super tare, ți-l arăt pe ăla pe YouTube și ăla este pentru recunoaștere facială. Deci funcție de ce vrei tu să faci, sunt mai multe. Uite, spre exemplu, Gate-ul folosește inteligența artificială pentru procesarea limbajului natural. Sunt dezvoltate de diferite. Dar asta ar fi interesant de strâns, să avem o analiză. Dacă vrei, ai nevoie de framework-uri pe ce? Numai să aș vedea aplicații mai noi care să fie inteligente, să știe să învețe din comportamentul tău. Când tu folosesc o aplicație, știu că normal aș folosi chestiile astea și să învețe din interacțiunea mea cu aplicația. Și mai interesant. Și aș vrea o completare. Menționa că rețele normale se folosesc și modelarea unei epidemii. Și acum ajungem la ce inclusiv un aparat de fotografiat sincer și chiar există atunci când ai asta de stabilizarea imaginii de focus în Panasonic sau în sistemul de frânare la mașinile care au ieșit de 3 ani de zile încoace, ai rețele neuronale la mașina de spălat cu al 6-lea simț, sunt rețele neuronale. Nu! Nu, deci chiar se folosesc, da, depinde de ce au ajuns, se folosesc deși noi nu știm. Tot ce e în jurul nostru chiar are un ram de inteligență artificială într-un fel sau altul. Totul e implementat și se bazează pe așa ceva. Doar că nu știm că nu ne interesează, știi? Vezi că funcționează și perfect, asta e. Eu știu de o companie care e producător de biscuiți și care folosește rețele neuronale pentru eliminarea de pe bandă la ambalarea biscuiților rupți. Da, deci tu recunoaștem biscuiții rupți, elimină și doar biscuiții întregi. Unde vrei tu să pot aplica, dar ți-am spus numai să știi la ce ai nevoie. Aș fi curios dacă se dezvoltă în Cluj, de exemplu. Da. De exemplu, la Institutul Oncologic de foarte mult timp, acolo am cunoscut pe cineva, nu știu ce profesor, când scap, că vorbesc de acum ani de zile, care săracul se chinuie pentru depistarea cancerului, dar tot așa, cu fondul de astea, după alții plătesc granturi pentru nu știu ce rahat, dar săracul se chinuie de acolo, știi? Există la noi în Cluj Coneural, care ăștia sunt doi băieți care au făcut institutul ăsta, mă rog, este un ONG sau ceva de genul ăsta, nu scap acum. Unul dintre ei chiar e cercetător la Max Planck. Deci Clujul are, să nu intrăm în algoritmi genetici, memetici și de acolo rupem două. Deci Clujul doar că nu-i cunoaște. Deci nu, că nu-i cunoaște. Eu încă hai că încerc, o să încercăm să-i punem un pic, să-i aducem aici. Eu i-am cunoscut. Chiar acum ne-ai pornit și... Interesant. Mulțumim, Roman.